Bună seara, dragi prieteni, din nou împreună aici pe Accent TV Oltenia, împreună cu dumneavoastră. Dezbatem subiectele importante, subiectele zilei și care vizează viitorul nostru al județului Gorj și, de ce nu, chiar și al Olteniei, pentru că există în fiecare zi un mecanism acesta al speculației și al propagandei care se învârte cu o viteză atât de mare încât nu mai știm de cele mai multe ori să separăm adevărul de minciună și de dezinformare. Și tocmai în ideea aceasta trebuie să avem invitații zilei, oamenii care se află în centrul acestor speculații, pentru a putea restabili adevărul dincolo de nebunia aceasta propagandistică care există în mediul online și, de ce nu, în mijloacele de presă. Astăzi începem o nouă săptămână și tocmai din această idee vă doresc să aveți parte de împliniri și reușite, pentru că ușor, ușor a început și anul 2021, după Revelion, după sărbători și așa mai departe, unii mai greu, alții mai ușor, după mesele copioase pe care le-am servit în funcție de situație, intrăm ușor, ușor în pâine pentru anul 2021. Astăzi vom dezbate un subiect care ne vizează pe toții deopotrivă, pentru că din punct de vedere economic suntem dependenți de această structură a gigantului energetic reprezentat de complexul energetic Oltenia și încercăm să vedem ce a însemnat anul 2020 pentru această unitate, ce pregătiri și ce proiecte se fac pentru anul 2021 pentru a putea înlătura nebuloasa asta care există în spațiul public și aflăm adevărul în această seară de la invitatul nostru din platou de aici, de la Accent TV, președintele directoratului Complexului Energetic Oltenia, domnul Daniel Burlan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Profit și eu de ocazie să urez respectatorilor și în special salariaților Complexului Energetic Oltenia un an 2021 mult mai bun, cu sănătate și cu realizări. Să dea Dumnezeu să fie la toată lumea. Așadar, domnule președinte, Complexul Energetic Oltenia turează motoarele pentru 2021, afișat colegii mei burtiera, dar înainte de a intra în mod abrupt în acest subiect, aș vrea să trecem în revistă cum a încheiat Complexul Energetic Oltenia anul 2020. Anul 2020 a fost un an atipic, datorită faptului că și-a pus amprenta pandemia pe tot ce înseamnă economie la nivel național și nivel european. Asta a însemnat o scădere a consumului de energie, implicit cu implicații asupra Complexului Energetic Oltenia. Mai mult, problemele care au fost, s-au acumulat ca urmare a lipsei exproprierilor din anii anteriori, au făcut ca situația Complexului Energetic Oltenia să nu fie una bună. Pentru aceasta s-a demarat acel plan de restructurare, dar una peste alta s-a încheiat anul 2020, unde vom puncta și multe reușite anului 2020, chiar dacă din punct de vedere financiar este un alt an cu pierderi pentru Complex, la fel cum a fost anul 2018-19 și 2020 un an pe pierderi, dar, repet, a avut și realizări în ceea ce înseamnă accesul la fronturile de lucru, acte normative și acte legislative care au fost în sprijinul activității Complexului Energetic Oltenia. Am avut o producție de 8.100.000 de megawatt-oră, 8,1 terawatt-oră, la o producție de cărbune de 13.100.000, ca urmare a celor doi factori. Odată scăderea consumului de energie și lipsa accesului la fronturi în carierele miniere, ca urmare a faptului că din 2015 nu s-au făcut expropierile. Da, într-adevăr, s-a tergiversat foarte mult din punct de vedere legislativ crearea unui cadru legal pentru aceste expropieri, dar dacă ne uităm un pic spre țările din Uniunea Europeană, vedem că marea majoritate se află în lockdown, se află într-o izolare din ce în ce mai dramatică vis-a-vis de măsurile pe care le impun autoritățile. Aveți în vedere posibilitatea ca în România, în luna februarie sau martie, să mai decidă din nou o stare de urgență? Pentru că, dacă stăm și uităm la ce se întâmplă în Europa, noi suntem singurii care suntem mai liberi, așa încât zburdăm liberi, ca să spun așa. Da, din punct de vedere al numărului de cazuri infectate cu COVID, vedem că este în scădere. Acest lucru se vede și în interiorul Complexului Energetic Oltenia. Avem din ce în ce mai puțini salariați care înregistrează o infecție cu COVID-19.
A apărut acum și vaccinul care sperăm și cred că va estompa și eu în drum salariații Complexului Energetic Oltenia să facă acest vaccin, că nu are cum să facă rău și din contră face bine, estompează răspândirea acestui virus. Sper că odată cu revenirea la o normalitate, probabil într-o perioadă de 6-7 luni, să revenim și noi la o piață normală. Înainte de a trece la subiectele care aș vrea totuși să punctez câteva realizări ale anului 2020. Și aș începe cu acel ajutor de salvare care a fost acordat Complexului Energetic Oltenia în luna februarie, un ajutor de salvare în valoare de 251 de milioane de euro, sumă cu care Complexul Energetic Oltenia și-a achiziționat certificatele de CO2 aferente anului 2019 și s-a conformat la 30 aprilie 2020 pentru anul 2019. Și sume, cu diferența, a fost o asigurare a cash-ului necesar desfășurării activității Complexului Energetic Oltenia. Au fost emise acte normative expropieri de utilitate publică și aici vreau să punctez că a fost o voință foarte mare a actualului guvern de a da o hotărâre de guvern la 30 decembrie, să dea două hotărâri de guvern de expropiere pe utilitate publică pentru cariera Pinoasa și Tismana. A fost acea modificare legislativă a codului silvic prin care s-a putut scoate din domeniul silvic terenurile forestiere proprietate Complex Energetic Oltenia, pentru care ne-am zbătut începând cu 2018, cred că aproape în fiecare săptămână se făceau drumuri la Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, depinde de formele de organizare, pentru a reuși să facem aceste descoateri și n-am reușit. Dacă nu exista în luna iulie această modificare legislativă la codul silvic, deci toate aceste lucruri au făcut posibile ca, începând cu acest an, să avem acces la fronturile de lucru în toate carierele, mai puțin cariera lui Paia, pentru care este întocmită documentația de expropiere pe utilitate publică și sperăm ca până la sfârșitul lunii februarie să avem și pentru acest perimetru hotărâre de guvern de expropiere. Apropo de cele spuse de dumneavoastră, să știți că suma plătită de Complexul Energetic Oltenia pe certificatele de CO2 este una uriașă. Vorbim de 3 miliarde de lei. Fără seama ce s-ar face cu acești bani pe care a plătit Complexul Energetic Oltenia pentru aceste certificate de CO2 și mai ales că vedem oscilează foarte mult și în sens crescător, nu în sens descrescător, prețul acestor certificate. Ce credeți că va aduce anul 2021 din punct de vedere al acestor certificate de CO2? Va aduce un preț mai mare sau o stabilitate a prețului, având în vedere că noi nu avem nicio influență pe această piață, nu putem dicta nimic din punct de vedere al costului acestor certificate? Luna ianuarie a fost o lună atipică, așa, am o evoluție a prețului în sens crescător a prețului certificatelor de CO2, dar există și poate această creștere se datorează faptului că pe bursă s-au tranzacționat decât pe piața secundară certificatele de CO2, neexistând piață primară, acesta începând să funcționeze cu data de 29 ianuarie. Deci atunci vom vedea adevărata valoare a certificatului de CO2. Dar clar că trendul este să crească, astea sunt orientările Uniunii Europene spre creșterea și îndatorarea producătorilor de energie care au emisii de CO2 mari, pentru a descuraja această producție. Mai mult, CEO este dezavantajat, fiindcă este singurul producător pe piață, noi și Complexul Hunedoara, care... Ce-a mai rămas din Complexul Hunedoara, este doar umbră la ce organizați în acest sistem monocombustibil. Toate celelalte companii, ceilalți producători de energie electrică pe bază de cărbune din Uniunea Europeană sunt integrați în companii care au în componență un mix energetic, eolian, nuclear, gaz, hidro și așa mai departe, existând posibilitatea unei subvenții încrocișate, unei susținere a activității energiei pe cărbune și acoperirea prețurilor certificatelor de CO2,
funcționarea atunci când condițiile meteo impune să se funcționeze cu acest tip de energie și să și maximizeze până la urmă eficiența din acest mix energetic. În sensul celor afirmate de dumneavoastră, să știți că făceam o trecere în revistă destul de îngrijorătoare pe care am discutat-o cu anumiți oameni din sistemul energetic și anume producția de energie termo a scăzut undeva cu un procent de 20%. Pe de altă parte, au crescut importurile de energie. Mă gândesc că dacă oamenii, mințile luminate care conduc, ar fi echilibrat oarecum balanța asta, nu ar fi trebuit diminuat atât de mult capacitatea de energie termo undeva la 20%. Pe de altă parte, în anul 2021 va începe creșterea capacității de interconectare la nivel energetic. Nu cumva asta va atrage o lipsă de competitivitate și o introducere, ca să spun așa, pe baza importurilor a unei energii destul de ieftine din Uniunea Europeană sau din anumite țări care sunt interconectate și furnizează un pachet mai ieftin decât îl poate produce complexul energetic Oltenia în momentul de față și creează o competiție, ca să spun așa, neloială pentru dumneavoastră, pentru că pârghii de sprijin ați avea dacă s-ar dori. Da, anul acesta, datorită faptului că a fost un an în care a scăzut foarte mult consumul de energie la nivelul Uniunii Europene, a fost un excedent de energie pe piață, energie poate și ieftină. Dacă astăzi prețurile sunt undeva între 60-70 de euro, au existat intervale orare în perioada de vară în care energia... 30-40-50. Nu, chiar preț negativ. Adică, deci au fost intervale orare în care, ca să cumpere energie, îți dădea producătorul bani pentru a nu produce dezechilibre. Faptul că a existat acest excedent de energie pe piață a făcut să crească importurile, dar vedem ce se întâmplă astăzi când există cerere de energie și când dă un pic frigul. Se cere să se funcționeze cu capacitățile pe cărbune, care dovedește că este cea mai sigură, cel mai sigur producător de energie din sistem, care nu este condiționat de nivel hidrostatic, care nu este condiționat de soare, nu este condiționat de vânt și așa mai departe. Da? Asta face din producătorul de energie pe cărbune cel mai sigur producător și ar trebui să se regândească o strategie pentru acești producători care au dovedit și nu o singură dată au salvat anumite perioade din an din punct de vedere energetic. O explicație, zic eu, rațională și de bun simț pe care ați dat-o, dar ce facem acum cu cavalerii apocalipsei care își pun poalele în cap, mai ceva ca babele pe șant și vin și spun, mamă, s-a terminat cu complexul energetic Oltenia. Ce ne facem? Și se alătură la un cor din ăsta de bocitoare în care oamenii săraci nu mai știu ce să mai credă când îi văd pe ăștia cum bocesc de mama focului. Bineînțeles, e un joc de impresie artistică, să nu credeți că e ceva. Complexul energetic Oltenia nu se va termina niciodată cu el. Tocmai pentru asta am întocmit acest plan de eficientizare, plan de restructurare, fiindcă asta este definiția lui conform orientărilor Uniunii Europene, fiindcă trebuie aprobat de către Uniunea Europeană acest plan de eficientizare, un plan care să transforme compania, care să ne transforme într-un producător cu un mix energetic, în care vom introduce energie solară, energie pe gaz, energie pe cărbune și un pic de energie hidro, în felul acesta scăzând amprenta de CO2 de la 0,85 tone CO2 pe megavatoră undeva la 0,51, o reducere cu 40%, da? Care înseamnă o reducere semnificativă a costurilor cu certificatele de CO2. Gândiți-vă, da, un preț, dacă acum plătim, să zicem, 30 de euro pe megavat, minus 40%, asta înseamnă că plătim 18 euro în loc de 30. Este o reducere de 20 de euro la sfârșitul perioadei de implementare a planului de eficientizare. Nu trebuie să așteptăm și să ne bocim, nu știu ce, trebuie să facem ceva pentru ca acest complex să continue, să existe. Sunt politicile Uniunii, politica Uniunii Europene este acel plan de decarbonare cu emisii de CO2 din ce în ce mai reduse până la nivelul zero în anul 2050. Nu trebuie să ne prindă nepregătiți ca de obicei. Din contră, noi trebuie să
ne facem programe și să fim pregătiți pentru oricare dintre situații. În momentul în care dumneavoastră veți faceți această tranziție către energia pe gaze și în zona parcurilor fotovoltaice, nu asigură un nivel sporit de competitivitate odată cu deschiderea capacității de interconectare din punct de vedere energetic a României, pentru că aceasta va aduce un plus de presiune pe dumneavoastră, având în vedere că deocamdată sunteți doar pe zona de energie termo? Probabil va fi, va crește competiția, va crește faptul că... Vor îndrăcește un pic ritmul în Uniunea Europeană, da. Faptul că noi vom avea în continuare în funcțiune 5 grupuri energetice pe cărbune. La ora asta funcționăm cu 2 grupuri la Rovinar, 2 grupuri la Turceni, un grup la Ișanița. Da, am văzut că... De asta am tot 5 grupuri. Funcționăm undeva cu o putere medie de 1400, între 1400-1500 de megawatts. Vom rămâne cu aceste capacități pe cărbune în continuare în funcțiune. Deci nu doar că venim să substituim acele capacități pe cărbune care oricum n-au funcționat cam din 2018, fiindcă n-am avut niciodată o producție mai mare de nivelul ăsta. Substituie acele capacități cu tipuri de energie care au prețuri mai mici. Apropo de cele menționate de dumneavoastră, stăm și mă gândeam în perioada în care s-au introdus capacitățile de aliniere la normele de mediu impuse de Uniunea Europeană, respectiv lucrările de șlam, den și de sulfurare, care și acestea au consumat sute de milioane de euro, dacă calculăm complexul energetic Rovinar, Turceni și SNL-ul cum era atunci. Am primit asigurări o bună perioadă de timp că acestea sunt ultimele investiții care trebuiesc făcute, după care au găsit găselnița asta cu certificatele de CO2. În momentul în care vă veți alinia și veți face acele parcuri fotovoltaice, veți face acele capacități pe gaze, împreună, bineînțeles, cu energia termo. Oare vor mai găsi altceva prin intermediul cărora să ne pună bir, ca să spun așa, pe producția asta de energie, care e printre ultimele componente industriale care a mai rămas și nouă în România? Pe energiile regenerabile n-au ce biruri să pună, fiindcă știm foarte bine, în anii anteriori au fost ajutați cu acele certificate verzi alocate gratuit pentru fiecare megawatt oră produs în centrale eoliene și fotovoltaice. Dacă gazul este privit ca un combustibil tranzitoriu și va avea în continuare niște biruri ca și producție de energie, noi suntem pregătiți ca noile grupuri energetice pe gaze să fie de o generație viitoare, în sensul că vor fi în prima etapă pregătite să primească 30% hidrogen, urmând ca după aceea, în funcție de cum se fac acum cele mai bune tehnici, să fie îmbunătățite și să fie capabile să primească hidrogen până la 100% pentru a funcționa și după 2050. Clar că ăsta este viitorul. Deci este vorbim pe orizont de termen îndelungat. Vorbim de termen și după 2050, scurt. Nu vorbim doar până în anul 2050. Costul de certificatelor de CO2 în costul total de producție este undeva de 40-50% din cadrul complexului energetic Oltenia. Nu este o structură extrem de împovărătoare, adică 50% din tot ceea ce produc eu se aduc către aceste certificate? Păi jumătate din munca mea, practic, nu este dijmuită de către costul acestor certificate de CO2. Este un cost pe care noi, producătorii de energie pe cărbune, îl avem suplimentar față de ceilalți producători. Asta ne face să nu putem concura pe piață cu ceilalți producători și care nu au nici certificate, iar costurile de producție sunt mai mici. Acești bani pe care noi dăm pe certificatele de CO2 se duc către Ministerul Mediului, de unde se finanțează tot felul de proiecte de eficiență energetică. Se finanțează anvelopări de blocuri, se finanțează acele proiecte pentru instalațiile solare particulare și așa mai departe. Deci banii se duc către statul român din certificatele de CO2. Stăteam și mă gândeam la ce grad de competitivitate extrem de înalt trebuie să ai dacă jumătate din munca ta trebuie să ducă către plata unei anumite taxe. Mai cheltuieli cu furnizori, mai cheltuieli cu salariații, cu munca vie, cât de mult să produci ca să poți să susții această activitate în condițiile în care aproape 45% ți este luată. Bine, din punct de vedere legal vorbim acum în termeni simpli. Practic ți este luată acest drept al tău al muncii pe care l-ai de aproape 50%. În momentul în care dumneavoastră veți introduce noile capacități
Ei, vis-a-vis de producția de gaze și vis-a-vis de energia solară, automat va scădea amprenta de CO2. Am văzut undeva, veți reduce costurile cu 30 și ceva la sută, dacă nu mă înșel, în structura de cost a megawattului. Puteți ieși atunci cu acest preț mai competitiv pe piețele externe și să concurați cu cei care sunt din capacitățile cu care vă aflați dumneavoastră interconectați? Da, acel cost ne poate face competitiv pe piață, pe toate, fiindcă o să vindem și pe toate piețele, și pe piața de echilibrare, pe piața zilei următoare și piețele la termen. Vreau decât să faceți un exercițiu de imagine. O producție 50% hidro, 50% cărbune. Dacă am face împreună acești producători, eu vă spun, cu costurile pe care le are hidro, cu costurile care le are cu costurile de CO2 integrate, ar rezulta un preț mediu sub prețul cu care se vinde la ora asta pe piață energia. Dar nu s-au făcut aceste proiecte, fiindcă nici Electra, cum era la vremea respectivă. Da, s-au vrut la un moment dat să se facă aceste societăți mixte, Electra și Hidroenergetica, au eșuat în 2009. Au rămas doar pe hârtie, din nefericire. N-au rămas doar pe hârtie, fiindcă o zi atât ne trebuia ca să funcționeze aceste. În ultima zi au fost oprite aceste proiecte. Haideți să luăm rapid o scurtă pauză de publicitate, după care o să revenim la problemele legate de complexul energetic Oltenia și la soluțiile care există pentru anul 2021. Publicitate și revenim. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, B, E, C, E sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Chipul tău este unic. Cu ochelarii de vedere potriviți de la Oviral Optic îți exprimi stilul. Oviral Optic vă oferă consultații gratuite făcute de specialiști, iar ofertele magazinului sunt de nerefuzat. Ramă plus lentilă la doar 59 de lei. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 35, zona Parâng, lângă stația de taxi și la telefon 0722 570 579. Oviral Optic are grijă de ochii tăi. Nu ai chef să gătești azi? Te așteptăm cu mâncare gătită, dar și cu mâncare tip fast food la foods.ro by Casa Alex. Poziționat ultracentral vis-a-vis de Hotel Gorj, Foods te așteaptă cu o paletă bogată de mâncăruri pregătite cu suflet special pentru tine. Poți alege meniul zilei format din ciorbă, fel principal, garnitură, salată și desert. Sau poți alege meniuri de pui crispy, meniuri kebab și shawarma sau burger de pui și vită Angus. Poți să mănânci la locația noastră sau să comanzi telefonul.
telefonic la 0768 668 866 și pe site-ul www.foods.ro. Te așteptăm cu drag! Ești în căutarea unei piese de mobilier pentru casa ta? Mobilă pentru decorarea sufrageriei, dormitorului, bucătăriei sau a biroului? Marclinic ExpoMob te poate ajuta să-ți găsești ceva pe gustul tău. Vino în Târgu Jiu pe strada Termocentralei numărul 39 sau contactează-ne la numărul de telefon 0764 882 844. Asigurăm livrarea mobilierului comandat și montarea acestuia. Marclinic ExpoMob. Transformă-ți visul în realitate. Mirfo Târgu Jiu produce structuri mecanice sudate și prelucrate, linii și echipamente destinate industriilor metalurgice, navale, aeronautice, feroviare, mașini speciale, dar furnizează și piese de schimb pentru variate echipamente și instalații de uz industrial și civil, precum și servicii de reparații și mentenanță. Mirfo Târgu Jiu a lansat pe piață produsul container metalic din panouri termoizolante pentru toți utilizatorii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Alea Macului numărul 3 sau la telefoanele 0726745748 sau 0253 213 406. Mirfo Târgu Jiu, garanția bunei calități. Artego S.A., un partener de încredere. Societatea Artego S.A. are experiență reușită de peste 40 de ani în domeniul produselor din cauciuc. Artego este lider autohton pe piața benzilor de transport și unul dintre cei mai mari producători de articole tehnice de cauciuc din lume. Producem la o calitate excepțională, ghidați de cele mai înalte standarde mondiale. Portofoliul nostru de produse cuprinde benzi transportoare, secțiune unde ne aflăm pe primul loc în România și în top 3 european, covoare și plăci tehnice din cauciuc, garnituri presate și profilate, coturi și manșoane, răzuitoare de zăpadă, aparate de reazem, covorașe auto, plus multe alte articole din cauciuc. Societatea Artego mai produce confecții textile, produse de panificație și lactate. Artego S.A., un partener de încredere. România este pregătită să asigure un mediu favorabil, un mediu sigur pentru fiecare persoană care dorește să se vaccineze împotriva COVID-19. Am organizat activitățile logistice necesare pentru recepția, pentru stocarea și distribuirea vaccinurilor la nivelul centrelor de vaccinare, prin acțiuni sincrone și compatibile cu cele derulate la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene. Și eu mă vaccinez. De la începutul pandemiei, am luptat cu toate resursele împotriva unui inamic tăcut și periculos și ne-am sacrificat pentru a ajuta pacienții. Tehnologia avansată a momentului ne-a pus la dispoziție vaccinul, cea mai eficientă metodă de apărare împotriva răspândirii virusului ucigaș. Vaccinul mă ajută să rămân în siguranță la locul de muncă, la spital, lângă familie și prieteni. Îmi doresc să facem România un loc sigur și să ne reîntoarcem cât mai curând la normalitate. Și eu mă vaccinez. Da, dragi prieteni, din nou împreună vorbim despre complexul energetic Oltenia și despre modul în care această unitate turează motoarele în anul 2021. Dacă ne uităm în sistemul energetic național, vedem cum injectează energie, pentru că aici în Gorj este unul dintre principalii poli de producție a energiei din România. Să sperăm că va rămâne așa mult timp de acum încolo, pentru că hidroelectrica să-și vadă de alei, nucleară electrica de alei și complexul energetic Oltenia să-și vadă de alei. În continuare, alături de noi, președintele directoratului Complexului Energetic Oltenia, domnul Daniel Burlan, și dezbăteam, făcusem de o trecere scurtă în revistă vis-a-vis de ce a însemnat anul 2020 pentru acest gigant energetic, dar și proiecțiile pentru anul 2021. În această ordine de idei, vroiam să vă întreb când estimați că va veni avizul, aprobarea de la Comisia Europeană, pentru că, la fel, sunt foarte multe speculații care se aruncă în spațiu public, o să întârzie, o să trebuiască să returnați banii și, mă rog, alte povești de genul acesta. Nu. Atâta timp cât Comisia Europeană ne-a invitat oficial să notificăm planul de restructurare, înseamnă că la momentul în care am primit această invitație, ei s-au simțit confortabil cu planul nostru. Urmează să fie analizat acest plan de către toate comisiile lor
de specialitate. Până în 15 februarie trebuie să primim răspunsul Comisiei Europene, care va fi, desigur, unul favorabil. Deci final, termenul este 15 februarie. 15... Nu pot spun câte unii, domne, că a expirat, am intrat în 2021 și am dat avizul nu, și 15... să rămânem situația exact. Nu, probabil sau au luat ca referință termenii în care noi am încheiat acte adiționale de prelungire a împrumutului acordat ca ajutor de salvare. Fiindcă inițial a fost acordat până la sfârșitul lunii septembrie, după care a fost prelungit până la sfârșitul lunii decembrie, era acum până la sfârșitul lunii martie. Este prelungit până la sfârșitul lunii martie ca, până la urmă, ca un... ca o măsură suplimentară, dar până în 15 februarie vom avea răspunsul Comisiei Europene, aprobarea planului de restructurare, după care urmează ordonanța de urgență de acordare a primei tranșe din ajutorul de stat, 241 de milioane, cu care ne vom achiziționa certificatele aferente anului 2020. Apropo, am văzut alte speculații făcute în zona negocierilor privind CCM-ul, contractul colectiv de muncă. Ce se întâmplă cu contractul colectiv de muncă? Probabil o să începeți în următoarea perioadă discuțiile cu partenerii sociali. Va crește salariul, nu va crește? Vom începe negocierile pe contractul colectiv de muncă. Avem un buget, le vom prezenta proiecția bugetului pentru anul 2021. Care sunt câștigurile aferente anului 2021. Urmează să purtăm negocieri cu partenerii. Repet, în ultima perioadă au fost niște parteneri responsabili, conștientizând faptul că compania are nevoie de o transformare pentru a exista pe piață mai departe. Au dat dovadă de maturitate și au fost, până la urmă, parte a procesului în negociere cu Uniunea Europeană. Un telespectator vă atrage atenția să vă plecați cu mai multă atenție asupra carierei Roșia, deoarece este principalul furnizor de cărbune pentru funcționarea societății termocentrale Rovinari. Ce se întâmplă? Adică e vreo problemă aici? Adică să vă plecați mai multă atenție pe cariera Roșia, care furnizează energia cărbunele pentru termocentrala Rovinari. Cariera Roșia este cea mai mare carieră a complexului energetic Oltenia, care în ultima perioadă, datorată blocajului lipsei fronturilor de lucru, a făcut din cele 9 excavatoare care le are în dotare să funcționeze cu 3 excavatoare. Acolo avem expropiere de utilitate publică, s-au făcut scoaterile din domeniul civil pentru terenurile proprietate stat. Există în avizare internă la Ministerul Mediului hotărârea de guvern de scoatere pentru o suprafață de 27 de hectare, ce deblochează în totalitate fronturile în cariera Roșia. Urmând ca rând pe rând utilajele din cele 9-8 utilaje să intre în funcțiune, să înceapă să funcționeze la capacitate din partea a doua lunii, din partea a doua anului 2021. În linii mari, cineva vă întreabă care va fi valoarea indemnizației acordate pe perioada șomajului tehnic cauzat de situația pandemică în complexul energetic Oltenia. Ce o? Aveți așa ceva acolo? Indemnizația acordată pe perioada șomajului tehnic cauzat de situația pandemică. Deci la ora asta nu avem personal în șomaj tehnic. Dar s-au acordat pe perioada anul trecut am avut. S-au acordat 75% conform prevederilor contractuale, contractului colectiv de muncă. Da, un alt respectator atrage atenția asupra discrepanțelor salariale. Din câte știu eu, ați militat continuu pentru reducerea acestor discrepanțe și pentru alinierea salariilor pe toate unitățile pe toate subunitățile și unitățile pe care le aveți în complexul energetic Oltenia. Lucrăm la o grilă de salarizare, la o formă de salarizare unitară, fiindcă, într-adevăr, există diferențe între salarizări de la o subunitate la alta, în funcție de apartenența înaintea creierii complexului energetic Oltenia. Încercăm să facem o formă de salarizare unitară, să reducem grila de salarizare,
care are un număr extraordinar de mare de, de clase de salarizare, vom încerca să prezentăm o altă formă de salarizare. În perioada campaniei electorale am văzut că marea majoritate a polițienilor se călcau pe bătături în încercarea de a atrage atenția asupra la diverse puncte nevralice din cadrul complexului energetic Oltenia. Acum s-a terminat campania electorală, complexul energetic Oltenia, zic eu, privește cu speranță și încredere către ei. Care este mesajul dumneavoastră în calitate de reprezentant al managementului acestei unități către politicieni, fie ei și de la putere și din opoziție? În ultima perioadă am văzut o aplecare a clasei politice, cel puțin a puterii către nevoile complexului energetic Oltenia și sprijin. Tot timpul complexul energetic Oltenia trebuie sprijinit de către factorii decidenți, fiindcă are particularitățile și problemele reale ale societății generate de aceste costuri cu certificatele de CO2, generate cu o legislație care de multe ori nu ne-a prea fost favorabilă. Spuneați de acele conformări de mediu, care de-a lungul perioadei n-au fost câteva sute de milioane și a fost aproape un miliard de euro. Bani care s-au băgat în... care nu aduceau nicio eficiență energetică, din contra aduceau costuri suplimentare. Deci trebuie un sprijin pentru complexul energetic Oltenia, atâta timp cât suntem o societate organizată pe ca producător monocombustibil, neavând un alt sprijin. Am văzut vis-a-vis de declarație. Vă rog. Clar că în continuare, ori de câte ori vom avea nevoie de ajutorul politicienilor, îl vom cere. Trebuie să știm în primul rând ce cerem clasei politice și ce cerem guvernului. Fiindcă dacă te duci și demonstrezi o necesitate, o nevoie care mai târziu se transformă în beneficii pentru statul român, și aici trebuie avut în vedere că și acești bani care îi primim noi, 241 de milioane, se întorc către bugetul statului, tot la Ministerul Mediului. Se întorc la Ministerul Mediului mai mult, fac ca complexul să funcționeze, impozitele pe salarii, impozitele pe venit ale salariaților se întorc la bugetul statului. Deci, practic, când faci o balanță, constați că acei bani pe care statul ți dă, până la urmă, ca ajutor de salvare, se întorc înapoi. Se reintroduc în circuitul economic. Se întorc înapoi la bugetul statului. Da. Pentru tot felul de proiecte. Practic, statul nu face altceva decât să-și mute niște bani într-un buzunar în altul, doar nu i-arunc într-o gaură neagră. Trebuie să demonstrez că este o societate care este responsabilă și care își dorește să se transforme. De aceea am văzut ultimele declarații ale premierului, prin care spunea că guvernul va sprijini societăți doar în baza unor programe de restructurare, care să dovedească eficientizarea. Pe care l-ați făcut deja de mult timp și pe care îl aveți și în curs de implementare, acest plan de eficientizare a activității. Acest plan de eficientizare 2021-2025, la sfârșitul perioadei, demonstrează că, începând cu anul 2026, societatea, complexul energetic Oltenia, va fi o societate viabilă, o societate pe profit, care nu mai are nevoie de intervenția statului pentru funcționare. Am văzut declarația dumneavoastră conform cărora, deși în 2020 s-a înregistrat o pierdere de aproximativ 20%, priviți cu încredere pentru 2021 și estimați o creștere a capacității de producție a energiei undeva cu 25%. Cum veți reuși să atingeți acest target și care ar fi nevoia, necesitatea pe care ați avea de la clasa politică actuală? Puteți funcționa în condiții de independență și de autonomie maximă, adică vă puteți descurca fără niciun fel de ajutor sau împotrivă? Deci avem nevoie de ajutorul de stat în baza programului de restructurare. Fără acest sprijin, societatea nu are cum deci să vină banii ăștia neapărat de 241 milioane. Nu are cum să supraviețuiască. Da. Este acel deficit de cash pe care societatea nu poate să și-l asigure pentru achiziția certificatelor de CO2. Cu alte cuvinte, dacă n-ar fi birou acestor certificate de CO2, complexul energetic Oltenia ar avea, un loc de 1 miliard pierdere, probabil ar avea undeva la 100 de milioane profit.
Noi așteptăm pentru acest an, în primul rând, aprobarea planului de restructurare. Așteptăm să, la sfârșitul lunii aprilie, să avem conformarea din punct de vedere al achiziției certificatelor de CO2. Să începem implementarea proiectelor, în prima etapă, parcurile fotovoltaice și investițiile în activele existente, să valorificăm acele active non-core care sunt până la urmă doar generatoare de costuri și nu aduc niciun plus valoare. Să începem proiectele pentru următorii ani cu instalațiile în grupurile, investițiile în grupurile pe gaze. Să începem să pregătim forța de muncă pentru viitoarele investiții, să perfecționăm forța de muncă. Deci planurile și palierele pe care dumneavoastră acționați sunt numeroase în încercarea de a eficientiza activitatea din complexul energetic Oltenia. Sperăm să și cred că vom, până la urmă, va apare și ghidul privind finanțarea din fondul de modernizare. Un fond de modernizare care, o mai spun încă o dată, are două axe de finanțare, o axă prioritară de unde se finanțează investițiile în energii regenerabile și eficiență energetică și o axă în care, din care se fac investiții în... poți să faci investiții pe gaze. Nu este vorba despre acel mecanism al tranziției juste, care este un alt fond. Acolo stă corul de bocitoare publice. Unde încă este în dezbatere și se discută dacă din acel fond există posibilitatea finanțării instalațiilor pe gaze. Dar, deocamdată, planul de restructurare și programul de investiții al complexului nu contează pe acel fond, contează decât pe fondul de modernizare care permite această finanțare. Deci, practic, dumneavoastră sunteți nevoiți să implementați o serie întreagă de tehnologii pentru a deveni competitivi. În altă de ordine de idei, mă uit în general la declarațiile care se fac în spațiu public vis-a-vis de hidroelectrica, de nucleară electrică, de energia eoliană. În general, marea majoritate a celor care cunosc foarte bine sistemul vin și spun că această unitate complexă energetică Oltenia este undeva complementară cu aceste energii. Dar știm foarte bine, datorită condițiilor draconice pe care dumneavoastră este suportat să le implementați, practic vorbim de o zonă competițională și o competiție la sânge între aceste unități, nici de cum nu este... Atâta timp cât cota de piață este... a fost în unele cazuri chiar peste cota de piață al hidroelectrica sau nucleară electrica, nu poate să fie complementar. Da? Puteam noi să spunem atunci că când noi eram cu o cotă de 30%, iar ei cu 20%, 14%, că sunt complementari. Există perioade din an în care complexul energetic Oltenia este ca și cotă peste ceilalți producători. Astăzi, dacă s-ar fi oprit grupul de la Cernavodă, probabil altă cotă aveam noi, alte prețuri erau pe piață. De asta este bine să ai, până la urmă, un sistem energetic, un mix energetic echilibrat, în care să ai toate tipurile de producători de energie. Și în special, insist, acest producător de energie pe cărbune, care este cel mai sigur, nu este condiționat nici de vânt, nici de soare, nici de din soare și așa mai departe. Haideți să luăm și mesaje de la telespectatorii noștri. Domnule director, lucrez la Termoturceni și am 27 de ani de vechime. Am primit doar 20 de lei la armonizare și am clasa 20. Nu am nici sporul de producție de 1000 de lei. Sunt încadrat în meseria de lăcătuș mecanic. Dacă este încadrat în meseria de lăcătuș mecanic, înseamnă că este undeva la un serviciu administrativ, ceva de genul ăsta, de nu beneficiază și de sporul de producție. Cred că ăsta este motivul pentru care are acest salariu și lipsa sporului de producție, fiindcă meseria de lăcătuș mecanic din activitatea de producție sigur are în spate și acel spor de producție. Am înțeles că se fac angajări în complexul energetic Oltenia. Aș dori mai multe detalii pentru că aș vrea să fiu salariat. O să spun de acum și este nu, deci complexul energetic Oltenia la ora asta are numărul de salariați care este prevăzut în buget și nu se mai fac angajări la complexul energetic Oltenia. Câți angajați din complexul energetic Oltenia vor pleca în 2021 în programul de prepensionare?
Există estimate pentru 2021 un număr de 700 de salariați, dar se pare că personal cu condiții de pensie și avem informația că există la ora asta pensionari care au decizii de pensie și care încă sunt în activitate, fiindcă n-au avut obligația să vină să prezinte decizia la societate, va trebui să identificăm aceste persoane care au și pensie și salarii. Domnul vine cu precizări suplimentare și spune că lucrează la depozite gestiunii, depozitele gestiunii. Probabil există lăcătuși la un depozit, la Turceni, la depozitul de materiale. Da, așa a fost la momentul ăla ianuarie 2019 negociat sporul de producție decât pentru anumită categorie de personal. Un alt respectator vă întreabă, domnule director, când vom primi voucherele de vacanță? Încă, deci vine vara, gata, ne pregătim de încă nu avem regulamentul. Săptămâna aceasta avem o întâlnire cu sindicatele prin care vrem să promovăm și regulamentul de acordare a voucherelor de vacanță pentru anul 2021. Cineva vă mai întreabă dacă se mai acordă cota de combustibil în acest an? Cota de combustibil se acordă, noi acordăm salariaților CEO combustibil la, până la limita de 10 tone la cărbune la costul din cadrul complexului. O întrebare pe care am auzit-o destul de des vehiculată și la care aș subscrie și eu. De ce Complexul Energetic Oltenia nu face demersurile pentru a intra efectiv ca și livrator de energie pe piață? Adică să duci la consumatorii casnici, să le prezinți oferta, dar domnule, eu vă livrez direct. Care sunt impedimentele pe care dumneavoastră le-a înregistrat și nu puteți accesa această piață? Nu, noi suntem și putem da și pe această piață energie, doar că, repet, datorită unor costuri suplimentare, nu putem fi competitivi cu ceilalți producători de energie pe această piață. Avem și noi consumatori finali, avem contracte chiar cu casnici, suntem pe piață, dar, repet, noi trebuie să ne asigurăm un preț care să ne permită un echilibru financiar. Nu putem să vindem energie în pierdere. Cineva ne face o comparație între cât câștigă un sudor în Complexul Energetic Oltenia și cât câștigă un sudor în Germania sau Suedia. Da, într-adevăr, există un decalaj între clasele de salarizare, adică cât iau un sudor în Complexul Energetic Oltenia față de țările occidentale, zic eu că e cartul destul de mare. Da, asta este nivelul de trai deocamdată în România față de statele Uniunii Europene, celelalte state din Uniunea Europene. Sperăm ca aceste carte, acest decalaj să fie recuperat într-un anumit termen. Totul se bazează pe creșterea performanței și a productivității. Atunci când vom avea performanță și o productivitate care să ne permită să ajungem la un câștig la nivelul celor din Uniunea Europeană, clar că și România va fi beneficiarul acestor salarii. Câți oameni estimați că o să plece din Complexul Energetic Oltenia, o să facă tranziția către zona parcurilor fotovoltaice pe care o să le implementați și către zona grupurilor pe case pe care le veți crea? Câți oameni, practic, veți permuta dintr-o parte din zona de termo către cele două zone pe care le veți crea? Eu, în primul rând, va trebui să vedem ce rezultă în urma. Acum lucrăm la caietul de sarcini pentru firma de consultanță care va întocmi proiectele pentru parcurile fotovoltaice și centralele și instalațiile pe gaz. Acolo vom avea estimat numărul de personal pentru fiecare astfel de instalații. Oricum, lucrătorii în parcuri și în instalațiile pe gaze vor fi lucrători din cadrul Complexului Energetic Oltenia care vor fi școlarizați, vor fi pregătiți pentru aceste instalații. Mentenanța se va asigura cu personal din cadrul Complexului Energetic Oltenia, care vor fi tot la fel pregătiți pentru aceste activități. Gândiți-vă că în toată perioada asta în care se vor construi aceste instalații,
este nevoie de forță de muncă pentru aceste construcții, care forță de muncă poate fi asigurată tot de către complexul energetic. Tot din zona de Sulbuș, da. Un telespectator îi ceartă pe politicieni apropo de subiectul pe care l-am dezbătut noi, cei care ne conduc să nu-și amintească de ce doar o dată la 4 ani atunci când au nevoie de voturi în campanie electorală, rușine să le fie. Da, într-adevăr, din nefericire, mai sunt oameni care se implică și ajută, dar marea majoritate îl folosesc doar simplu subiect de propagandă electorală. Din nefericire pentru noi și privim cu tristețe către zona aceasta de discurs care, zic eu, lasă, denotă o lipsă de scrupule vis-a-vis de ceea ce prezintă în spațiu public. Am ajuns aproape la finalul emisiunii. Vă rog o concluzie a dezbaterii noastre și un mesaj pentru telespectatorii care ne urmăresc și pentru angajații de Complexul Energetic Oltenia. Complexul Energetic Oltenia va avea viitor, va avea acest plan de eficientizare, își va duce la îndeplinire aceste investiții, va realiza aceste investiții care va transforma Complexul Energetic Oltenia. Doar că trebuie răbdare și încredere. Eu am speranța că tot ce ne-am propus în acest plan se va realiza. Mulțumesc pentru participare, președintele directoratului Complexului Energetic Oltenia, domnul Daniel Borlan. Cred că v-ați făcut o idee despre ce înseamnă cu adevărat această unitate și care sunt planurile de viitor dincolo de dezinformările și propaganda care există în spațiu public. Bineînțeles să nu credeți că este făcută în mod de dezinteresat acea propagandă. Există anumite interese, anumite subtilități în spatele ei. Așadar, vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi și rămâneți în continuare alături de programele Accent TV.